Constantin Roboroc, fost prim vicepremier, fost deputat în ultimul parlament al Uniunii Sovietice, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim că ați găsit timp să ajungeți la Europa Liberă. Eu mi-amintesc că pe toate gardurile prin anii 90 era scris: dacă vrei să ai noroc, votează-l pe Roboroc. Lumea v-a votat. Ce a fost atunci la începuturile Renașterii Naționale, domnule Roboroc? Mulțumesc pentru invitație. Ce a fost? A fost speranță. A fost speranță că noi, în sfârșit, am să putem să ne ridicăm ca un popor umilit, un popor de veacuri, chisat așa serios din toate părțile. Și a fost speranță că oamenii care noi ridicăm, aceștia sunt oameni curați, oameni sinceri, care se gândesc la țară, nu la ei, nu la buzunarul lor. Dumneavoastră ați dispărut din spațiul public, iată, mai mult de 20 de ani. Asta să însemne că ați abandonat pentru totdeauna politica? O gravă eroare de diagnostic mi-a trimis mult prea devreme la ceruri soția mea Valentina. O greșeală oribilă a unui doctor mi-a provocat mari suferințe, chinuri. Am trăit o dramă completă, care 2 ani urmă s-a sfârșit, dar durerea a rămas. Haideți să ne amintim, anii 89, 90, 91, 92. A fost atât de greu să se pună baza unui stat independent, suveran, care să nu mai depindă de ambițiile, de mofturile marilor puteri, și mă refer în primul rând la Federația Rusă, pentru că Moldova s-a dezmembrat din colosul acela. Evident că a fost greu. Toate structurile unei stați să le face într-un termen atât de scurt cu oameni care nu cunoșteau și cunosc în alte țări, cum se construiește un stat, ai specialiști de nivel, sigur că a fost greu. Dar nu a fost numai asta. Dar ce a mai fost? Păi au fost scenarii, au fost curse care ne s-au fost întinse, au fost scenarii pregătite din timp, încă de pe vremea sovieticilor, ca să avem ce am avut în Transnistria. Toate astea au fost clădite în birourile celor care au dorit ca noi niciodată să nu mai plecăm din Imperiu. Și nou, biroul al Lukianov, fost președinte, mă rog, a Sovietului Suprem, mi s-a spus clar, mi s-a arătat două idei: nu vreți să semnați acordul unional, o să aveți încă 2 republici. Așa că lucrurile au fost destul de complicate. Mulți se întreabă de ce Transnistria a apărut înaintea Republicii Moldova, adică de ce... Scenariul a fost gata, pregătit. Marea problemă a fost că noi n-am știut să folosim unica noastră forță, potențial care l-am avut. Am avut potențialul intelectual a oamenilor care puteau convinge lumea și noi n-am reușit să convingem oamenii care erau obligați să meargă în stânga Nistrului, erau insigne deputat a Uniunii, puteai să mergi unde vrei și să spune poliția alături: du-te unde vrei și lucrează cum vrei, cu cine dorești. La noi, la unii, din păcate, politicieni, li s-a părut că Republica Moldova, hotarul ei, o gradă lui Ștefan cel Mare, ca acolo hotarul Republicii Moldova. Acolo, în partea aceea, nu dădeau colași, nu dădeau flori, nu te pupau. Acolo puteți să zboare și un oclo și roșii pe la ureche. Dar trebuie de dus. Pentru că noi trebuie să plecăm înaintea copiilor care au fost trimiși să moară acolo, să dea viață. Noi, înaintea lor, noi trebuie să cădem. Și am trimis și ei. Așa eu am văzut lucruri din totdeauna. Mă tot țin minte, noi împreună cu Mota am mers la Dubăsari, când erau ei acolo închiși, acolo, care au fărtăreați acolo, mitralieri, tot erau acolo și ai văzut ce era. Noi am intrat înăuntru acolo. Am intrat cu... Dumneavoastră deseori ați fost pe post de pompier ca să aplanați anumite conflicte. Eu mi-amintesc și ziua când vi s-a pus Kalashnikov la tâmplă, dar ați rezistat, nu ați cedat. De fapt, haideți să împrospetăm memoria. În 92 ce s-a întâmplat? Pentru că astăzi vedeți că de la înălțimea timpului apar fel de fel de declarații. Cine cu cine a luptat? Deci în 92 a fost realizat, cum spune, real, proiectul elaborat de mai de mult de KGB-ul sovietic și a fost pus în funcție. Cu slăbiciunea noastră, cu slăbiciunea intelectuală noastră, noi am fost folosiți foarte simplu și am fost folosiți, slăbiciunile noastre intelectuale au fost folosite. Asta este altceva. Tot asta a fost pregătit, jucat foarte frumos. Adică cum frumos? A fost regizat. În defavoarea Republicii Moldova. Sigur, da, sigur că da. Sigur că da.
Eu nu vreau să ne băgăm în... Nu doresc, domnule Valentin, pe mine mă doare că ne aduc aminte de chestia. Și va veni timp în vorbit despre asta mai detalat. Nu doresc de Transnistria. Pe mine mă doare o chestie azi. Eu văd ce se întâmplă azi în jurul disputei, în jurul ministrului externe. Și ne-mi pare rău că domnul Dodon, el lui nu-i miroase a nimic. El nu înțelege și miroase asta, știi? Lui, domnul Dodon îi miroase mai mult plășintele și vinul care e mult bine sate și așa se bucur că, oameni mă întâlnesc pe mine, îmi dau vin, mă servesc și așa sunt fericit, toți îmi dau vin și plășinte. Adică domnul Dodon trebuie să-i miroase. Și miroase asta când îți vin ție atâția veterani, atâția oameni care au jurtit viața. El pe atunci îmi la școală, mă tinc școala termina pe atunci domnul Dodon. Idei n-a fost ce a fost acolo. Dar cu ce ocazie, domnul președinte, mă, dar nu vrei să întâlnești cu oamenii ăștia? Dar a fost cazul ăsta cu ministrul de externe. După el, domnule, adică pe dânsul, veniți oamenii buni în coașă, vine domnul ministru în coașă, dă drumul pe ecran, ia să vedem ce ai spus acolo. Și alături cu dânsul, am fiecare cuvânt, i-am dat și eu că ce ai făcut acolo. Și dacă se demonstrează că ai făcut gafă, domnul ministru, mulțumesc pentru serviciu, decret, ai plecat. Și trebuie să acționeze un președinte de republică. Dar dumnealui pare glumă chestia asta, da? Eu l-aș avertiza pe domnul Dodon să nu știu și cu foc așa, să târni serios de muncă de președinte. Mai de unul îți vede, adună ambasadori, da? Adună ambasadori și îi boțește acolo ca la colhoz pe dealul mare, că voi trebuie să lucrați acolo, voi la odihnă acolo, știi, parcă e undeva pe câmp, la colhoz acolo. În primul rând, domnul Dodon, ce ești le-ai spus, mătale, să facă ambasadori, asta dumneavoastră trebuie să faci. Dumneavoastră trebuie să mergi să te duci să faci contact la nivel de state, să te duci ambasadorul alături, ai contactat și îi spui, domnul ambasador, uite, noi am făcut niște direcții, tu lucrează aici, șadă niște investitori, adică tot ce trebuie de dus. Dar domnul Dodon, când a început să-i sfărâie fundul la scaun de acum și au rămas câteva luni, da? El a început să-i sfoiască. Asta e una, două. Dar cum așa un președinte de țară vorbește așa o manieră cu oamenii, cu copru diplomatic, ăștia sunt oameni inteligenți, sunt oameni culți. Domnul Dodon e tare departe de unde, deci după nivelul de cultură și inteligență. Ce înseamnă asta? Și zic, davai, păi stai leacă, domnule. Cum așa se face? Păi stai elita noastră, stai oamenii care ne prezintă peste hotare pe noi. Eu, pur și simplu, nu pot vorbi așa mai diplomatic în privința asta, că sunt niște gafe monumentale și face domnul Dodon. Dar cu ce ocazie trebuie să faci lucrul ăsta în văzul lumii? Una, doi, zic, voi acasă vă arăt analiză, dacă ești așa de deștept cu analiză, trebuie să aduci, să faci analiză, ce s-au adus din fiecare țări și aduci câteva cifre. Oamenii sunt destul de ștept să înțeleagă. Spune că în țara asta, din țara asta, uite, s-au dus, dar dumneavoastră că nu ai adus. Dar și cum asta? Igor Dodon insistă că vrea să promoveze o politică înțeleaptă și cu estul și cu vestul. Îi reușește dumnealui acest lucru? Ia că eu spun, mă, ce îi reușește dumnealui. Eu mai auzit chestia asta, politică înțeleaptă, da, asta e clar. Ia că când se face campania este electorală, toată mascarada asta, se face concerte, doamne, ești focul de artificii. Ies unul din liderii de la Partidul Democrat. Și așa el, de era amețit, concerte, flori, acolo, focuri. Ies și când trăsnește unul acolo. Noi vrem să fim o punte de legătură dintre Est și Vest. Doamne Dumnezeu! Dar până numai punte să nu fim. Dar care e soarta punții, domnule? Soarta punții este calci toți în picioare așa și dintr-o parte dintr-alta. Dar slavă Domnului, dar până noi am fost punte, băi, oameni buni. Apoi, asta nu-i nou, spune domnul Dodon. Cine ar veni la conducerea țării, va trebui să meargă și în est, și în vest, acolo unde trebuie de găsit piețe de desfacere, rezolvat lucruri, dar trebuie să le rezolv cu demnitate. Dacă s-o trezit acum să meargă la vest, și cine îl primește pe dumneavoastră? Cine îl primește? Și asta cine l-a primit? El o să spună că s-a întâlnit astă toamnă la Organizația Națiunilor Unite cu președintele român Klaus Iohannis și cu alți lideri, că a mers la Strasburg și iarăși s-a întâlnit. Dar lăsați-o mai mare cu chestia. A ajuns în Japonia și a spus că a discutat cu liderul de la Kremlin Zelensky, de la Kiev Zelensky. Doamna Valentin. Așa lucruri se întâlnesc într-un foie, să vorbești la un ceai acolo 2 minute, 3. Asta e politică la nivel de președinte? Ai lăsat-o leacă mai mare. Cum așa e posibil? Vedeți dumneavoastră o relație bună și cu Moscova și cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite și cu România normal, și cu Ucraina? Pe interese la egal, legal, să ai ținută și demnitatea de un șef de stat. Ai în spatele tale un popor care poți să știi cum să te comporți. În orice situație. Iese la un for, nu știu unde, acolo și se ridică acolo, mă tem că Putin îi spune. Un ceva întreabă, da, Vladimir Vladimirovici, dar cum dacă Rusia s-a amestecat în alte republici, în procesele electorale, da? El mai face că, întrebați-l pe Dodon. Da? Domnule Dodon,
Ai auzit chestia asta? Instant trebuie să te ridici și dai o replică inteligentă, de așa nivel, că acela trebuie să ridici și cer scuze. Nu să cer scuze, te-ai sculat și ai plecat. Așa trebuie să aperi demnitatea poporului care te-a ales acolo. Eu așa văd lucrurile, dar respectuos. La Moscova trebuie vorbit cum vorbește toată lumea, pentru că asta e o forță, e o putere care nu poți să nu ți socoți, dar trebuie să ai demnitate să poți prezinți lucrurile în așa manieră cu tine să ți socoate. Dar dacă ați reprezentat dumneavoastră Republica Moldova, cum ați discutat cu Vladimir Putin? Hai lăsăm asta pentru altă dată. Bine, eu nu pentru asta am venit aici. Dar dacă vreți, ia ca așa cum v-ați spus, în maniera asta. În primul rând, ca să mergi să te discuți cu dânsul, trebuie acasă să faci lucrurile așa, ca nimeni să nu-ți poată speculeze, că ia ca pe noi, pe minorități, pe rușii, ne presează, că ne dau condiții de viață, de învățare. Trebuie să-i pui, să faci aici atmosferă, ca să nu se mănânci unul cu altul. Și dacă revenim în trecut, să faci așa că cei ce s-au semănat aici, Voronin, de când au venit. Eu voi vorbi despre Voronin. Eu când i-a dat foc la minister aici, în 10 noiembrie 89, da? Da, da. Eu am fost trimis de Sovietul Suprem, de la prezidentul Sovietului Suprem, am fost trimis să investighez cazul. Și am intrat la... Ce ați descoperit? Păi, nu, am intrat la dumneavoastră în cabinet și nu întreb. Mă rog, am deputat poporul de Uniune, nu puteți să nu socoate. Nu întreb. Ce se întâmplă cu dumneavoastră dacă e că veneau tineri cu 7 pancarde, le dai drumul, intrau în minister, au pus pancardele răzămat de în perete, i-a dus aici în birou, stai de vorbă cu tine. Ce se întâmplă? Cădeau pogoanele? Apoi nu, corect. Dar de ce n-ai făcut așa? Apoi dacă ne-au sunat de la guvern, calne să le dau la bot. Noi și le-ai dat la bot și ți-au dat foc. Și mai departe și da, corect. Alternativă dialogului nu poate fi la noi. Da, alternativă că să învățăm bazele democrației și vieți democrației, nu avem. Și mi-a lui vorbea, dar eu scrie. Și a scris, merg la prezidiu și le prezint acolo raport. Da, zic eu că domnul ministru a greșit, recunoaște că a greșit, ia că convie de el lucrurile mai departe, uite, a recunoscut. Prezidiu a ascultat, l-a lăsat în funcție. Și l-a lăsat în funcție. Mai mult, știu, ani de zile, eu am fost trimis de președintele Snegur să-l instaleze în funcție pe ministru Costaș. Da? La apărare? La interne. Nu, la interne. Mai întâi, nu da. Era funcția mea. Pe organigramă nu eu trebuie să merg. Nu. Eu mai dat să mai răspund ceva președintele Snegur. Eu ți-am spus, te duci tu. Nu, întrebă la băiatul la pază. Ce e acolo la interne? Acolo spune că edit că coi-te, frontist bude tână zdălbat. De ce-s două buchete de trandafiri? Două buchete de trandafiri, da? Aduc acolo în stângă, Voronin, în dreapta, Costaș, sala parhi plină, toți erau îmbrăcați, nu știu și toți erau în forma asta, verde, da? Și eu le spun. A venit vreme când noi schimbăm puterea, nu prin sânge, nu prin arme, așa cum s-a făcut în 17. Schimbăm prin votul oamenilor, schimbăm puterea în țară. Și îi spun lui Voronin, de numele guvernului, vă mulțumesc pentru ce ați făcut bun pentru țară, îi dau un buchet de trandafiri, sala, și la dânsul s-au umezit lacrimi, da? S-au umezit ochii. Îi dau și lui Costaș, felicit tot, gata, s-a terminat procedura, gata, la revedere. Îl petrecem, îi dat documentația, dat safieu, îl petrecem până la scară, la mașină și sănătos. E că pește ani, eu vreau să spun, eu m-am convins că Voronin nu merită așa o petrecane. Eu trebuie să șuier de 2-3 ori să adună 2-3 mii de oameni să facă așa o petrecane din Moscova să nu mai vină niciodată aici. Pentru că a venit aici și s-a bătut joc pur și simplu de poporul ăsta. Eu nu vreau să mă extind, dar 2-3 pilde vreau să vă aduc. Da? În primul rând. El a respins planul Cozac. Ajungem și acolo. Deci, în primul rând, n-a avut bărbăție să duc o dată la memorialul celor deportați, să închine acolo, să așeze în ambii genunchi, să închine cu capul plecat și ceară iertare. Așa cum a făcut-o Helmut Kohl la memorialul Holocaustului în Israel. N-a avut bărbăție. Dar trebuie să facă. De ce? Pentru că basarabienii nu au fost deportați decât poporul rus. Nu, poporul rus asta a făcut-o. Asta a făcut partidul cu flagul roșu în frunte cu care îl poartă și el azi. El asta trebuie să o duc să o facă acolo. Și să aduce echipa lui cu flagurile să facă chestia asta. El nu a făcut chestia niciodată. Pentru altele sute de milioane de bani aruncați aiurea în campanie electorală. Dacă a fi timp vorbi despre asta, trebuia acolo de făcut memorialul și ala. Nu un monument, dar tot scuarul și ala trebuie și un memorial. Un memorial așa,
că când intra acolo să vezi acolo toți până la unul care scrie acolo și o lumânare a memoriei se ardă acolo. Trebuie și un panteon a durerii și suferinței noastre făcute de mult asta acolo. Și pe dâns trebuie și o sculptură. Când ai treci cu mașina pe acolo, când ai scurte cap și te uita, să te iei prin schenare. Așa trebuie de făcut. Și atunci domnul Voronin trebuie să-i ducă. Cum duci la memorial, că au acolo căzut oameni contra urzii fascismul și a ieșit tot o căzut nevinovieți, pentru că a fost pur și simplu gospodar. Trebuie asta să facă. El nu a făcut asta. Altceva. El ne-a spurcat bisericile. El ne-a spurcat bisericile. Cum? A intrat cu chipul satanei Iuda lui Lenin în buzunar și a intrat să facă cruce în biserică, pe bilete de particiist. Este chipul lui Lenin, care a distrus mii de biserici, a ucis mii de preoți și el a intrat, asta a făcut. Altceva ce vreau să spun. Omule, știi că faci parte dintr-un neam. Știi că noi suntem parte dintr-un neam care are o rană sângerândă și sângerează rana asta pe trupul neamului. Uite, a venit acolo și în loc te-o leac folosându-se chiar că a ajuns președinte, să amelioreze, scoată ura asta față de frații de peste prut. A venit ca un balaur cu trei capete și a vărsat foc și venind pe rana asta ca niciodată să nu se mai tămăduie. Asta face un om care îți dădea că el e Ștefan cel Mare. Dacă ce ne-a lăsat domnul Voronin? Și încă ceva ne-a lăsat. Foarte interesant. Eu aș vrea să ajungem la asta. Dezastru care s-a produs la noi, nu de mult, deci legea strâmbă care ne-a umilit și ne-a pus pe toți, ne-a făcut niște robi, e votată și adoptată de Partidul Comunist, semnătura domnului Voronin. Eu vorbi de asta mai jos. Și atunci apare întrebarea. Care a fost legea asta? Ajungem acolo. Eu pur și simplu mai am ceva să vă spun. Deci, și de că ce a fătat ideologia domnului Voronin la noi? E că a fătat un fariseu care se ridică acum, zice, ne minți cu că noi suntem aici ca lagro sfințe, noi suntem o sfințe aici, ce că noi... Și asta, moderatorul întreabă, bine, dar cum îți faceți ca să crească, să lumea să produc, să avem mai mulți bani? Facem pe răspredelenie, așa face, reîmpărțim. Bă, da proste. Pe răspredelenie asta mai fost, în 17 a fost. E că domnul Voronin, vezi, și-a fătat la dânsul. Și n-are curajă. Deci, în loc, mâna asta de oameni pe palmă de pământ, suspele de rapă nu este așa, râia asta roșă, el încă o scărchinat-o așa de tare, înțelegi, că e băgat râia asta, nu oasă, dar și la copil o transmite. Ia ca și mânțăneală și bogăția avem de pe un domnul Buroc, ne-ați împrospetat memoria, da. Este adevărat, da. Partidul Comuniștilor a guvernat 8 da. Ani de zile, dar după comuniști au venit forțele pro-democratice, pro-occidentale și lucrurile nu s-au schimbat. Ia că taman acolo vreau să ajung, că dacă noi ne întoarcem și, înțelegeți, ca să vorbim despre ce se poate făcut în țara asta, trebuie răspuns la o întrebare fundamentală. De ce? Noi am ajuns la o calitate atât de proastă a guvernării ca să întâmple mizerie, ca s-a întâmplat. Să ne facem de râs în toată lumea. Că noi nu putem măcar prostia noastră, sărăcia noastră nu putem să o păzim, nu că suntem săraci, da? Am ajuns o republică parlamentară să fie controlată de un om, am ajuns să ne sfure de sub nas, să ne șteargă un miliard și noi încă și azi nu punem nimeni întrebare, dar de ce sunt, cum a fost posibil asta? Și când să încercăm să ajungem de până înapoi, cum a fost posibil? Foarte simplu. Ne ducem. Trebuie să ne spună procuratura. Dar noi trebuie noi întâi să spunem, să înțelegem noi. Și a procuratură așa face treabă. Noi trebuie să înțelegem de ce asta s-a produs. Mergem în Constituție. Articolul 38, da? Dreptul de vot și dreptul de a fi ales. Alineatul întâi. Ce scrie acolo? Voința poporului reprezintă puterea în stat. Deci constituie puterea în stat. Voința poporului. Puterea suverană. Nu, acolo, eu vă citesc cum e scris acolo. Constituie baza puterii de stat. Voința poporului. Ea se manifestă prin alegeri libere. Și corecte. Stați libere, care au loc în mod periodic, prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Punct. Da? Asta e o normă consfințită în legea supremă. Nu numai la noi. Asta e una din formulele clasică democrației, da? Și noi ce facem? Noi mergem la alegeri, da? Și noi, sub toată formula asta, noi ce facem? Da, cu toate disputele și toate facem alegeri, da?
демократическу справедливость, к монетаризации, к полиции, кто? Да, чел май стрикт, чел май демократик мод. Да, че фашим, де факт? Ной, ку мануца ностра, ридикам ла гувернаре ун партид, да, каре ниш пе департе ну респект нормали есте. Ша са вънвезди че? Ниш пе департе. Ша ce се întâmplă? Un partid, dar ridicăm la putere și el vine cu normele și cu regulile din statutul lui, se cață deasupra țării și guvernează țara. Și acum hai să vedem ce este, ce rămâne din aliatul ăsta în legea 294 din 2007, da? Ce este acolo? Că o să căutați toată legea în sus și jos și nu o să găsiți, nicăieri nu o să găsiți procedura exercițiului ăsta de vot secret. Nu o să-l găsiți acolo, nicăieri nu o să-l găsiți. Și de ce? Când a fost adoptată legea asta? În 2007. Cine era președintele Parlamentului atunci? Marian Lupu. Câți comuniști erau în Parlament? 56. Acum puteți să vă închipuiți că exercițiul acesta de vot secret pentru a alege conducerea în partid a fost vreodată, cineva putea să viseze că vreunul să accepte chestia asta, a să permite asta să voteze? Vreunul așteaptă? Cum? El? Cum? Cum au fost liderii partidului comunist? Și Brejnev, Cernenco și cine mai a fost acolo, îi scotie cu picioarele înainte. Iacă el tot așa așteaptă. Iacă acolo, legea 294 din 2007, asta este legea strâmbă care pe noi ne-a pus și ne-a umilit atâția ani. Acolo e rădăcina. Asta legea trebuie îndreptată și de făcut tare simplă lucrul ăsta. Cei care ne urmăresc ar putea să se întrebe, domnul Oboroc, care o memorie bună, a fost implicat, cunoaște foarte bine legislația, calitatea clasei politice, ce soluție are pentru situația de astăzi, domnul Oboroc? Vedeți, iată tocmai esența la legea asta, e atât de bine a fost gândit, a fost scrisă, și azi și aici tineri care au venit și după Voronin, și care au venit după manifestațiile care au avut loc după ce s-au vorbit miliardul, toți au prins, cum să spunem, confortul la esența legii este. În ce constă el? Iată să vă dau o lecție cea mai bună s-a prezentat zilele astea la emisiunea Jurnal TV, care o face Alex Kozer, era prezent domnul Ștefan Gligor, jurist de forță, un om inteligent, cult, și era Mihai Popșoi de la Pasta. Alex Kozer, așa cum el, așa, jos pălărie, așa, un jurnalist, așa, l-a duce pe domn Popșoi și l-a duce acolo, băi, ce cu cazul ăsta la Hâncești? Ce voi asta? Cum s-a întâmplat asta? Și l-a duc acolo și spune, băi, dar nu, el e vinovat, cum Kobzac, da, domnul Kozer, el e vinovat, nu, i-am propus și el nu vrea, da, și aici domnul Gligor stă alături și spune, domnul, dar cum voi? Cum ați hotărât? Ce hotărâi? Unde ați luat? Noi la Consiliu, noi am votat. Eu spun, dar cum ați votat? Noi am votat în cel mai democratic mod. Ridică mâna așa, în cel mai democratic mod. Da, domnul Gligor, bun, da, ați votat în mod secret, doar votare în mod secret, asta e exercițiu. Vorbim și despre situația din această circumscripție. Vă întrebam... Doar numai să vă spun ca să înțelegeți. Deci, și el se întoarce, da? Și numai așa, parcă dau un bubărnac lui Gligor, așa, da, și zice, această întrebare dumneavoastră este irelevantă. El zâmbește, domnul Kozer, ăsta Alex Kozer la el. Dar totuși, de ce nu aveți vot secret? Noi avem statut, noi în cel mai democratic mod am votat, ca cu mâinile în sus. Iată, doamnă Valentina, asta e rău. Și eu aș vrea așa domnului Mihai Popșoi să-i explic așa o leacă mai relevanță, aduc să înțeleagă el ce fac ei acum. Ia că asta ei nu vor să înțeleagă. Dar care ar fi fost deznodământul rațional pentru această situație care s-a creat simplu în jurul acestei circumscripții? Dar într-un moment oamenilor să voteze în secret. Ce vă temeți voi? De ce vă temeți? Pe care e problema? Eu vreau să vă spun ce spune domnul Popșoi. Așa, mai relevant, să înțeleagă dumneavoastră, da? Ia că, cicurile pe o coastă de deal, păștea o turbă de oi, da? Sunt ales doi comandări acolo. Băi, Gheorghe, băi, ce faci tu, băi? Băi, Gheorghe, cum nu apătă, băi? Tu ești, nu știu, de zdravă, nu-i frumos, băi, bănic, câți ani ai tu? Și băi, tu cum faci? Tu și mănânci multă urdă? Da, nu. Mănânci multă carne? Da, nu, băi. Da, bine, mult. Nu, băi. Ia, uite-i încoace. Le vezi? Un pas. Tătă ziua țep la dânsele și le șocănesc. Nici una nu răspunde înapoi. Ei, cum bre, chiar nu auzi, chiar nică ți urec. Ei, nu mai aud eu una. Care nu ascultă și iese din cărnii. Mă râsc, te drăjau. Mă icniși, mă zică. Bă, știi câte una așa. Asta-i. Deci, dar tu unde te duci, bă? Hai, mă duc să-mi fac un partid. Ei, nu. Dar cum? Dar și, bă, de-aute ești cum fac partide. Mă duc, dar tu cum să? E că
Băi, dar tu știi cum? Da, și băi, că în partid de teorie, cam cum ți-ai făcut stână, băi, cumpăr, făcut o stână, a cumpărat 100 de cârlani, cârlani se mulțe, stână se mărește și așa fac și eu. Domnule Mihai Păpșor, asta e tot o teorie de gestionare, da? E că vreau să spun tale. Cei ce faceți voi și vă opuneți așa de ca ambrăzură ce nu facem voți, să crești, știi cum se numește asta, domn Păpșor? Asta se numește teorie cârlanului, știi? Și e că eu spun, mă, ta, ce trebuie de făcut. Eu vă spun soluții. Eu vă spun soluții. Foarte simplu. Noi să facem așa ca să înțelegi, mă, ta, ce o să facem noi. Pentru că noi v-am votat, v-am ridicat, am venit la manifestație și după 7 aprilie și aici după mitingurile astea. Și voi nu vreți să înțelegeți lucrurile astea. Și e că spun ce să facem. Noi să facem felul următor. Cândva la mine în sat, nașul meu, a fost spus odată... Domnul Boroc, că sunt bune și aceste exemple, doar să vă povești, spun, cazuri... Asta nu-s povești. Dar asta... noi acum vrem să vă aducem la gândul că de-a lungul anilor gemul ăsta de probleme a devenit unul foarte mare. Doamna Valentina, lăsați-mă o minut să vă lămuresc eu chintesență ce trebuie de făcut ca să ajung acolo, ca să înțeleagă mai relevant domnul Păpșoi. Deci uitați în coș. Vă spun, în sat la mine... A fost pus un înaș de meu să închid o adunare de astea care veneau gădăvoi la calcoz, veneam iarna acolo și lângă el, un bicănezător, un cuminte simplu, și tovarăș Bălan, mă, ta trebuie să închid săbranie, să ai zădanie, să închid săbranie. De cum să închizi? Să ai în vedere să vorbești culturno, da? E, așa, Andrei, să gândești, și ce să fac? S-a terminat adunarea și el, și să spuneți? Tovarăș colhoznici, adunarea o să o cotim în pisă, da? Apecă domn Păpșoi. Nu toată șmecherea asta care nu vreți să înțelegi ce înseamnă vot secret și nu numai pentru voi, dar toate partidele, noi să o cutim din pisă pe o dată pentru deună. Cum? Și să vă spun am cum. Mergem la articolul 38 din Constituție. Acolo mai apare un aliniat. Da? După primul aliniat. Mai apare unul. Nici o alegere în partidele politice de toate nivelurile, toate consiliile, parlament, nu pot fi efectuate decât prin votul secret, liber, exprimat. Atât. Asta e prima soluție. Și de acolo mai sunt și altele. Dar asta e important, asta e fundamental. Faptul că într-un stat ca Republica Moldova există 45 de partide, nu derutează electoratul, cum să cunoască omul, cine dintre aceste formațiuni ar merita votul, încrederea? Categoric, da. Eu vă spun cum. Noi la ce am ajuns? Ajungem în campanie electorală, da? Ce aleg oamenii? Ce văd oamenii și care... Uneori pomana electorală votează. Ajungem și acolo. Deci cum? Cum? La ce se orientează oamenii? Înțelegeți? Tocmai că figura, omul, este scos din competiție. Omul nu caută. Cine se întreg? Se întreg concertele cât mai mari, focuri de artificii, pomeni. Da. Eu mă uitam la Nisporin, a apărut salvătorul Nisporinilor care a fost și nu mai este, a apărut niște billboard-uri, doamne. Domnul Plahotniuc? Da cum? Niște mari acolo, o părinți cu un copilaș în brațe, da, și el vine acolo și le dă cadouri, adică le duce niște pelinci acolo și oamenii se uită. Oamenii trec, bă, dar ce de bună este, da, Doamne, Dumnezeule. Dar oamenii ăștia nu pot citi billboard-ul. Pelinșile cele nu sunt pentru funduleț copilul, dar sunt pentru dânsă, să-l îmbrob de să-l trag pe ochi și nu înțeleagă și nimeni. Dumneavoastră, la Nisporin, ați discutat cu domnul Plahotniuc, ce rol a jucat el? Ajungem acolo. Ca politician? Nimeni nu a vrut să-mi dă voie. Ajungem și acolo. Mie dați-mi voie să vă spun. Trece timpul repede și o să-l treacă. Dacă mai aveți, îmi dați voie. Dacă nu, eu, așa e maniera mea. Eu vreau să explic lumea să înțeleagă lucrurile. Așa. Deci, și în campanie electorală, ce campanie avem noi? Asta e mizerie. Asta e mizerie totală. Și de unde vine? Tot de aici, de la teoria asta cârlanului, care este care șede ca, știi, călare pe partid, aici se distrează, dirijează, dați bani încolo, faci acolo, lustruiți-mă, boiți-mă, oamenii să vadă că eu sunt bun, da? Da? Și atunci, simplu să rezolvă asta. Trebuie de pus, știți cum e buletinul de vot, are dreptunghiuri și acolo, ce-i distinct? Îți distinct titlul partidului, sigla partidului și numele, pronumele candidatului, da? Ia ca principiu este. Trebuie toată campania electorală, de la început până la capăt, toată să fie tot un standard. Oamenii să nu vină la adunări, bă, dar și... O trăsit unul în Chișinău aici, un portret de este cât o clădire cu 9 etaje, da? Al vedeai din marginea orașului, da? Nu! Asta trebuie de pus la punct și scos toată mascarada asta. Și acolo trebuie să apar omul. Și la dezbatere electorală, și toate afișajul este electoral, tot să fie un standard. O deosebire trebuie să fie unul, culoarea drapelilor, da? Numele oameni. Atât. Și dezbatere. Așa și la dezbatere, da? Ce dezbatere avem? Vă așa să dezbatere, domnule? La noi nici nu știe lumea ce înseamnă să facem dezbateri în campanie pentru alegerile preliminare, pentru a desena un candidat la alegerile președintele. Uitați în statul liniște ce se face, da?
Vedeți de ce nu facem asta? Partidele trebuie să se preocupe de acest lucru. Eu vă întrebam ce rol a jucat Vladimir Putin în istoria independenței Republicii Moldova. Vladimir Plahotniuc în istoria tânărului stat Republica Moldova. Of, Doamne! Știți, cât mai avem o 30 minute, eu nu vreau să pierdem timpul aiurea pentru asta. Nu mai este, nu vreau de asta să vorbim. Eu vreau să vă vorbesc ce trebuie de făcut, ca lucrurile astea să nu se mai repete. Și sunt trei întrebări care trebuie de răspuns clar. Lasă-l Dumnezeu cu dânsul. Nu mai vreau să vorbesc. Asta e consecințele la legea asta strâmbă, care trebuie îndreptată, domnul Valentin. Și dacă el revine în Republica Moldova, nu mai nu poate fi o figură? Vreau să mă ascultați, să vă spun mai departe. Deci, campania electorală trebuie făcută în așa fel, că acolo se concureze la egal toți candidații. Prim. Doi. Dezbateri electorale trebuie făcute în fața lumii. Ce înseamnă asta? Vine într-un studio, are televiziuni, da, îmi pun moderatori, ne aduc public, altă zbade în palme. Nu. Avem destui de jurnaliști deștepți care pot să facă, prin legii cadrul legal, să facă în felul următor dezbatere. Ai apărut la ecran, s-a dus în studio, faci în așa fel domnul ca să poți să închizi... Asta e politica editorială a fiecărei instituții media. Mă, te ascultă, mă, până la... Doar să da, dar și dumneavoastră trebuie să ascultați întrebările. Eu vă întrebam, Moldova e cuprinsă de sărăcie, e mare gradul de corupție, lumea pleacă, exodul se întețește. Iată, pentru aceste probleme trebuie acum de găsit soluții. Dacă îmi permiteți, eu vă le spun. Vă ascultăm. Asta e foarte esențial. Și iată, când se fac dezbaterile astea, oricare om de republică, calculatorul să-i conecteze telefonul, să aibă posibilitatea de întrebare la cel care este la dezbatere. Direct cetățenii din calculatorul să facă și zice că numărul este la conectat și răspunde. Moderatorul poate să nu și el atrodește, poate și în spate, așa cum era emisiunea Voroșilul, știu de când, nimeni nu l-a văzut. Deci, și vreau să-ți spun, Matale, o chestie. Asta trebuie de făcut. Ce înseamnă asta? Vine liderul care trage țoarele așa de la toți prin spate, Și nimeni nu-l vede la dezbatere. Obligatoriu prin lege. O dată n-a venit, a doua oară n-a venit, da? A treia oară te-au dus așa de mânuță ca la judecat, te-au jătând scaun și zice și spune și vrei să faci în fața oamenilor. Dezbaterile trebuie să fie anunțate, cum se spune, avans, lume știe, băi, mâine la fiecare avant-premier și anunțat ca publicitate. Mâine la ora cutare vor fi ăștia cu ăștia. Asta trebuie să trezească interes, că lumea să vadă. Și atunci, într-o dezbatere veritabilă, atunci oamenii pot alege personalități, pot alege oameni după calitățile profesionale și umane. Asta e esența, trebuie să ajungem. Ați încercat propunerile dumneavoastră să le prezentați cuiva? Da, cum nu încerc? Sigur că da. Undeva, înainte de alegerile parlamentare din 2014, da? Am alergat eu mai timp cu vreo lună de zile m-a ținut de capul lui Ion Hadar, că mai e Ioane, mai... Trebuie să mă întâlnesc cu echipa voastră, băi, să vă spun ce trebuie schimbat mai fundamental în țara asta, că nu facem noi nimica, cu ce ieși facem, că nu asta rezolvă. Constantin, facem, o săptămână, două, trei, până la urmă mă sună, da, gata Constantin, vine, am aranjat tot. Vine, unde? Păi ia că acolo, lângă teatru Guguț, este o cafenea la doilea etaj, ia că acolo. Eu întreb, cum, aici, căutam, zic, poate este o cameră undeva acolo, eu geantă, vezi, zic, între acolo. Nu, aici, cum e aici, oamenii mănâncă, strechele, le bat aici, eu aici să vă lămuresc. Da, Constantin, nu, ne-i foame, leacă, da, poate de mâncare ceva acolo. Alte tentative ați mai făcut? Cât o mâncat o strechele de colțunaș, o ascultați, și-o plecat. Eu am rămas așa cu urechi în soare. Mai altă încercare. Era meeting-ul deja aici, în piață, da? Îl văd pe scenă acolo, văd pe general Gămura. Dumnealui scoboară, ne îmbrățișem, bărbătește, cum l-a văzut, coboară, domnul Buroc. Dumnezeu, trebuie să vorbești, domnul Buroc. Trebuie să vorbești, nu. Nici problemă, dar nu o să permiteți. Mai surc pe tribunile. Așa și n-am vorbit. Al întâlnesc eu cumva. Deci, când eram cu Valentina pe la proceduri, pe la spital, al duțând capul lui, mă întâlnesc cu dânsul. Domnul general, mă, te poți echipa asta, băieții ăștia care sunt acolo. Spune-se, băi, este un om care nu vrea nimic. Vrea să vină, să vă arăte ce trebuie de făcut ca lucrurile să schimbe fundamental. Poți asta face. Eu am văzut că era trist el alea, că trece o săptămână, două, trei, așa și n-a putut. Vine mai încoace. De cum erau alegerile ultime, din 2016, care au fost prezidențiale. Ultime? Nu prezidențiale, parlamentare. În 2019. În 2014? Da, noi și în 2019. În 2019. Eu deja îl întâlnesc pe ministrul din Isporeni, Vasile Bătcă, ministrul de la Partidul Democrat, și spun, domnul ministru, mă, te poți mie să-mi faci o întâlnire cu șeful vostru? Deci nu vreau nimic, absolut nimic. Eu vreau să vin, să-i arăt lui ce trebuie făcut, mai că tot ce asta, știi, trec ca niște ploi de vară. Șeful fiind domnul Plahotniuc. Da. Păi, poți să-mi... Faci niște întâlnire cu dânsul. Tu nici o problemă, doboră. Nici o problemă azi, nici o problemă mâine. Nu răspund la telefon. Și așa și n-a reușit.
Asta nu înseamnă că eu n-am adus la cunoștință esența lucrurilor astea. A fost făcut un film, Mircea Surdu a trimis o echipă, am făcut un film, s-a făcut un film Destinii de colecție și la sfârșitul emisiunii este vorbesc exact despre asta. Dar a fost o, mai înainte a fost o emisiune, da? Am fost invitat la lansarea cărții lui Eugen, despre Eugen Doga, o carte despre marele nostru maestru, marea noastră mândrie națională, marele nostru geniu în viață, cum spunem așa cum este, da? Și un om care este la înălțime și la, a lui George Enescu și a lui Brâncuș. O carte splendidă, scrisă de o scritoare inimoasă, cu mare suflet, cu mare dragoste din neam și țară, care se numește Luminița Dumbrăveanu. Noi cu Valentina am cumpărat cartea, am citit-o, a fost o revelație, a fost o sărbătoare, citim cartea asta. Parcă intrai în casa cei mari a lui Eugen Doga. Și ne-am adus aminte cum noi, ficiorul nostru în Toronto, la nuntă, când se dansează, știți, părintele Mireasa dansează cu părintele și mama dansează mirele, da? Și noi, acolo, când dansa Valentina, s-a cântat valsul din Cerevlă, film. Doamne, Gingașa și tandra mea, fiară, da? Doamna Valentina, să vedeți, e pe lângă bucurie care am avut-o acolo și, mă rog, cu lacrimi am cuprins, am pupat după asta, dans, să văzut dumneavoastră lumea străină, când aude vârtejul ăsta, din valsul ăsta, înțepăniți toți. Acolo s-au strâns toți, și de la bucătării, din stradă, toți au venit și de avea ca așa că țepeniți. Și parcă forța asta genială lui Doga, i-a ridicat pe oamenii ăștia în lumea frumoasă, lui, armonie. Știți, asta a fost ceva absolut este fantastic. Este adevărat că atunci când se aude despre Eugeniu Doga, despre Valentina Nafornițe, își creează lumea o impresie că Republica Moldova este statul care dă talente. Dar tot despre Republica Moldova se vorbește despre jaful secolului, despre plecarea unui milion de cetățeni în căutarea unei vieți mai bune în străinătate, despre marea corupție, pentru că Moldova în top rămâne în coada țărilor cu cel mai avansat grad de corupție. Și atât vă spuneam că la... M-a sunat domnul Dumbrăveanu, eu curățam la vie pe la deal la Vărzărie și m-a sunat domnul Dumbrăveanu. Eu vă întreb despre problemele de astăzi. Hai să vă duc acolo unde... Sunt 10 minute, domnul Boroc. Ascultați, și eu tot ce v-am spus dumneavoastră, unii rădăcina răului, am formulat-o în câteva versuri care le-am spus acolo, lui lor. În fața mea erau oamenii cei mai inteligenți din țară, erau regizori, artiști, cântăreți, academicieni, scriitori. Și atât să vă spun doar un singur vers, ca să înțelegeți. Că lucrurile astea, eu le vorbesc de acum de 7 ani, este o durere a strigătului și a inimii mele, în sufletul meu. Doar ascultați un vers. Deci, el ne-a spus următoare. De pe orbita lui Enescu, din înălțimea lui Brâncuș, te rugăm, mare maestre, să privești noi unde ajungi. Ram de neam bătut de soartă, suferit străin călăi, parcă-i răstignit pe vatră, blestemând fecior de-ai săi. Fecioraș ca peste noapte, împărțând comune averi, nemuncit, doar pe furate, s-au trezit bogați boieri. Fecioraș vicleni prea șmecheri, cățărați pe bani la tron, în genunchi te țin să suferi, preț ca în târg îi pun pe om. Tricolor făcut o torbă, terfelit, tixit cu arginți, ei ți-l târă în alegeri și te împing ca să te vinzi. Bietul om în sărăcie, înnecând amarul vin, pentru o coadă de scumbrie, lor le vinde al său destin. După târgul din scrutine, ne trezim vânduți noi toți, prefăcuți cum lor le vine, într-o țară de netoți. Cine suntem, soro, frate, umiliți ca puși la zid? Dacă țâfne, mofturi, rânze înflate, soarta noastră ne-o decid? Cine azi ne sunt stăpânii? Niște idoli, niște țari? Democrați de orice lumii cu partide în buzunari? Înrobiți de strâmbă lege, stăm cu fruntea la pământ. Vreți să mă opresc? Ce viitor are Republica Moldova? Dragă Valentina, dacă noi nu vom înțelege rădăcinile răului care domină aici, nu cred că avem un viitor. Nu cred. Dar eu cred că s-au găsit oameni deștepți, oameni care vor pătrunde până la rădăcinile răului. Se vor aduna, se vor ridica. Și noi vom fi așa cum trebuie să fim. Un neam frumos, cum am fost dintotdeauna, în fața,
Întregii lumi și fața lui Dumnezeu. Eu cred în asta. Societatea e dezbinată. Forțele pro-occidentale se spune că sunt foarte răzlețite. Unioniștii înțeleg în felul lor ziua de mâine a Republicii Moldova. Pe ei și chiarul de stânga mai degrabă se vorbește despre unitate decât despre dezbinare. Iată, ținând cont de toți acești factori, de aceste realități, ce ne puteți spune? Dumneavoastră ziceți că se vor găsi oameni care vor încerca să schimbe lucrurile. Doamna Valentina, la noi există, știți așa, un sentiment. La noi trebuie să vină cineva de deasupra, așa, un țar, așa, care să ne ducă de cap și ne conducă, înțelegeți? Asta vor mulți cetățeni, vor un tătucă. Da, o tătucă mai avut. E că am mai avut un tătucă, l-am avut pe Vrune, da? Și au mai fost tătușe în lume. Deci atâta timp când noi nu mai reveni și vom spune iată, asta e legea strâmpă care ne-a pus cu fruntea la pământ pe toți, pentru că aici nu săpăm și punem lucrurile la loc. Deci atunci când și în partidele politice cresc oamenii prin competiții, când oamenii vin și sunt aleși, atunci când îi demonstrează calitățile lor deschis în fața lumii, când în partidele politice oamenii vor alege de jos în sus toată conducerea, nu pe criterii, cum acum o să faci când îi trimite lui candidatul raion, spune, votați-l pe ăsta. Dar cu ce ocazie? A, deci dumneavoastră propune, e clar, noi avem nevoie în Parlament de toate categoriile de oameni, avem nevoie și de economiști, de juriști, de toate categoriile, da? Dar vine cu mai mult pot propune, vine în fața oamenilor, da? Lasă și lumea să propună și candidați, pune în fața lor, discutați-i, discoase-i, prăjiți-i pe partea și alta și la urna de vot alegeți-i. Și ce vor decide alegerile din toamnă, alegerile prezidențiale? Alegerile din toamnă, dacă mergem pe filiera asta cum se întâmplă azi în țară, eu nu cred că ceva bun ne putem aștepta. Atâta timp cât președintele Voronin își permite să iasă și să anunțe niște inițiative așa de... Președintele acum e Igor Dodon. Oi, Doamne! Ați spus președintele Voronin. Mi-a intrat prea mult în cap. Eu spun de președintele Dodon. Ia uitați, alegeți de la Moldova, în direct iese, ia că noi avem inițiativă, uite, să dăm câte un milion de lei, să dăm sate, noi dăm câte un milion de lei și ia că le dăm la toți și unii face, zici, și titlul încă îi pune, drumuri pentru toți. Dar stai, omule, dar și există drumuri care nu sunt pentru toți, da? Cum asta așa? Deci, din bugetul statului să iau bani și să dă că chipurile noi, ia că noi suntem ingenioși. Mai ieri spune, băi, dar noi așa am o inițiativă să construim la Policlinică Republicană, să facem o policlinică mai fost. Asta e chestie de nivelul președintelui. Ce e asta? Ia că în campanie electorală, știți, se împărțeau, da? Unul împărțeau pe linci, altul pe cărnați, conserve, da? Da? Și sfârșit campanie. Acolo la Orhei, cum era? Și filosofie era. Da și dacă o furat, dar ne dă și nouă. Și ambiții de acolo. Noi să facem Orheiland, să facem toată Republica. Păi, dragii mei, dacă noi ridicăm filosofia și dacă o furat ne dă și nouă la nivel de țară, apă noi nu Orheiland, dar noi debiland să fim țara asta. Eu vă spun asta cu toată încrederea. Dar ce mesaj aveți pentru cetățeanul Republicii Moldova, care este dezamăgit, care aproape că nu mai este interesat de politică, care mai degrabă preferă să-și facă valiza și să plece? Bine că vă spun. Primă, trebuie omul să înțeleagă, ca să aibă încredere, trebuie să aibă, să creadă în ceea ce, cum se întâmplă, cum să aleagă oamenii, ce să faci. Unul din lucruri fundamentale care trebuie făcut, nu se vorbește de DNA. DNA, că acolo, toți... DNA? În Republica Moldova, da, Centrul Național Anticorupție. Eu m-am dus la Chioșe, la DNA, da? Da. Toți au cad în ispita asta de a face un ban, să calc strâng. Toți au, din toate domeniile, procurori, președinți, miniștri, toți. Și atunci nădejde cine ea? Cine ea este unde numai nu a fost? A fost subordonarea președintelui, a fost subordonarea primului ministru la guvern și mai la Parlament. Toți au întind în toate părțile. Noi ar trebui să facem în situația asta o mișcare neordinară. Deci cine ea este să nu fie ales nici de președinte, adică nici de Parlament, nici de putere executivă, nici... Dar el trebuie să fie în subordonarea cuiva. Ascultați. Trebuie instituit în situația noastră de forță majoră, eu consider. De constituit instituția de adunare generală a puterilor în stat. Asta ar fi puterea legislativă, Parlamentul, puterea executivă, guvernul, puterea judecătorească, toate instituțiile judecătorești. Eu le-aș vedea, ascultați, dar nu mai este, adunare generală nu există la noi. Ce am face noi? Eu văd eu. Asta trebuie instituit
adunarea asta. Se adună câți acolo? 300, 500 de oameni? Câți se adună? Lasă fi 600 de oameni. Vin fiecare câte 3 candidaturi la postul de CNA. Eu nici nu l-aș numi lui CNA, voi spune cum l-aș vedea el. Tot adunarea asta este moderată de președintele Republicii, care nu intervine, nu propune, nu vorbește în favoarea cuiva. Vreau să mă ascultați până la urmă. Și atunci, se dezbat acolo, a este 9 candidatori. Cine obține, la urmă, cele mai multe voturi, primele 3 persoane, votate prin vot secret, aceia conduc departament. Eu l-aș numi departamentul ăsta, l-aș numi, nu, departamentul l-aș numi, departamentul anticorupției și securitatea serviciilor de stat, l-aș numi eu. Cum adică, oameni buni? Noi, deci, în situația asta, în departamentul ăsta reorganizat, a angajat oameni din nou, specialiști de elită, lor de le dat salariul tot ce trebuie, de dotat așa, în așa fel, cu oamenii să poată să aibă încredere. Președintele Republicii să anunță un număr de telefon care să-l țin minte și copiii. Oameni buni, la telefonul ăsta sunați, vezi unul calc strâmb, sunați la telefonul ăsta, trebuie să fie așa o echipă de care toți se teamă, de ăștia nu scapă nimeni care calc strâmb. Dar președintele și trebuie să anunță, ia că numărul de telefon, eu vă garantez. Pe numărul ăsta, dacă sunați, nimeni nu poate identifica și telefon, de unde sunați și voce nu poate identifica. Societatea este indiferentă, domnul Oborov. Stai, dragă. Din toate trebuie făcut lucrurile ca societatea să nu fie indiferent. Trebuie făcut ca omul să aibă încredere. Nu trebuie să ia ca modalitatea, dar dacă se face, ce credeți? Comisiile vine să spun că da ce voi, constrângi, să încălcați normele internaționale. Nu, societatea, comisiile vine să se bată din palme, că noi am făcut așa ceva. Și atunci, față de adunarea asta, cine să alegi 3 persoane, în fața biscenei, au dat jurământul în fața președintelui, toți angajate dau jurământul în fața președintelui la drapelul de stat. Trebuie de ridicat prestigiul la oamenii ăsta, dat libertatea lor, dat bani. Și a spus, aici sunt cei mai cei curați feciori ai țării. Noi avem în voi nădejde. Așa și elita trebuie să fie. Înțelegi, Matale? Și oamenii asta trebuie să vadă și simtă. Eu așa văd lucrurile. Înțelegi? Eu vă întrebam ce sugestii aveți pentru cetățeanul care e debusolat, care e rătăcit, care nu are încredere în nimeni și în nimic. Trebuie să facem lucruri concret ca omul să înțeleagă că lucrurile se pot mișca. Dacă să venim așa, să ne înăm, știi, cârnați de ăștia pe gât, așa cum face domnul Dodonă, el parcă te-am face campanie electorală. Îi spune, vă spuneam, îi presează și bățește pe ambasador lucruri care el trebuie să le facă. Păi stai o mizerie, dar s-a început mizeria asta. Cum vedeți Republica Moldova peste 5 ani, peste 10? Eu vă spune așa, ca să-i spun domnul Dodon, așa, două vorbe așa în față. Domnule Dodon, deci, dumneavoastră nu cheltuie bani aiurea, deci nu chinuie oameni să facă campanie electorală, da? Fă-ți ghișor, așa lucru până în toamnă, ai ajuns acolo, s-a terminat și Mătale-i plecat. Mătale, domn Dodon, al doilea mandat de președinte, nu-l mai vezi. Amin. Peste 10 ani, cum vedeți Republica Moldova? Dacă facem lucruri fundamentale, serioase, în care lumea să revină, să aibă încredere în propriile forțe, în noi să avem încredere, eu văd, bine văd. Mulțumim pentru această discuție și vă mai invităm și cu alte ocazii să vă spuneți punctul de vedere. Succes și sănătate multă! Și sănătoși! Mulțumesc!